Cum se realizează corect tăierea trandafirilor? Respectă cu strictețe aceste sfaturi și vei avea cele mai frumoase flori. Lăstarii vor crește dacă veți tunde trandafirii în mod regulat. Cel mai important e să tăiați trandafirii în mod corect, deoarece ați putea risca să se piardă planta. Reguli generale de tundere a trandafirilor. Trandafirii se pot tăia în orice sezon al anului, dar important este să efectuați tăierea oblică la 5 mm mai sus de mugur. În cazul în care vreți să aveți o tufă mai pufoasă de trandafiri, tăiați ramurile care dau în exterior de deasupra mugurilor. În cazul în care doriți o tufă verticală, tăiați ramurile din interior, de deasupra mugurilor. În funcție de vârsta tufelor, trebuie să știți să tăiați corect ramurile. Spre exemplu, plantele de un an se curăță la jumătate din înălțime. În al doilea an, iau naștere 2-3 lăstari pe fiecare ramură, aceștia crescând din tulpina de bază, aceștia nu trebuie tăiați de la bază. Rămurelele de un an se taie la mugurii de sus care sunt mai bine poziționați sub butoanele care au înflorit, iar rămurelele de 2 ani se taie la 2-3 muguri de la bază. În cazul trandafirilor maturi, înlăturați complet rămurelele scurte, moarte, care au crescut după ce au fost tăiate anul trecut. Dacă vreți să aveți cele mai frumoase flori, tăiați lăstarii laterali de orice grosime care cresc spre centrul tufei. Tăierea trandafirilor hibrizi de ceai. Modul în care se curăță acest tip de trandafiri este în formă de sferă. Butoanele formate pe rămurelele din anul anterior se taie scurt. Trebuie să știți că e indicat să lăsați 2-4 muguri la o distanță de 15 cm de nivelul pământului pe tufele tinere. Lăsați 4-6 muguri la o distanță de aproximativ 20 cm la tufele mature. De asemenea, lăsați 2-4 muguri pe rămurelele laterale și, în acest caz, se înlătură toate ramurile interioare din centrul tufei. Tăierea trandafirilor din clasa floribundă. Ca să nu crească o tufă cu rămurele mici și ramuri slabe, tundeți acești trandafiri foarte scurt. Tăiați unele ramuri pentru a determina înflorirea mai devreme, iar pe celelalte ramuri de un an, tăiați-le doar o treime din lungime. În cazul ramurilor bătrâne, lăsați pe ramurile laterale 3-5 muguri, iar în cazul ramurilor tinere, lăsați 2-3 muguri. Acele ramuri bătrâne care au crescut din mijlocul tufei se taie. Acestor trandafiri trebuie să li se taie ramurile crescute la fiecare 10-12 zile. Tăierea trandafirilor de parc. Nu prea se tund toamna acești trandafiri. După ce ați legat ramurile cu panglici, îndoiți-le în pământ și acoperiți-le. Ele se taie primăvara. După ce s-a înlăturat învelișul de iarnă, tăiați ramurile după bunul plac, încât să le dați o formă frumoasă, și lăsați 2-4 muguri pe ramurile laterale. Tunderea trandafirilor mini-naturali. Toamna se dau la o parte ramurile rupte, iar primăvara se tund în aprilie. Trebuie scurtați cam o treime din lungimea lăstarilor primăvara și trebuie tăiate complet ramurile slabe, moarte și bolnave. Se înlătură lăstarii, deși din centrul tufei. Tăierea trandafirilor acoperitori. Toamna tăiați zonele care au înflorit și ramurile bolnave și lăsați ramurile tinere de la tulpina de bază care au crescut în acel an. Ramurile laterale se taie la 2-3 muguri la o distanță de 10 cm de bază. Primăvara, tăiați zonele rupte și afectate de ger.